Bine ați venit la horoscopul 2022! De ce acum? Pentru că acum suntem la una dintre cele mai importante date care vă va schimba viața. Nu cred că cei care l-ar fi vizionat din 2021 ar fi notat toate datele importante acum cred că vor fi proaspete în mintea voastră și veți ști cum să evitați lucruri nefaste. Această dată este 8 februarie 2022. Mai întâi de toate ce înseamnă horoscop? Adică horo, hora, ora, timpul nașterii și scop este scopul vieții din momentul în care ai respirat ca nou născut. Crezi în astrologie? Este o întrebare. Sau ar fi bine să cred în astrologie? A doua întrebare. Nu este o chestiune de credință. Atitudinea științifică pe care ar trebui să o luăm cu privire la orice subiect este dacă este adevărat. Legea gravitației a funcționat la fel de eficient înainte de Newton, ca și după el. Cosmosul ar fi destul de haotic dacă legile lui nu ar putea funcționa fără aprobarea credinței umane. Charlatanii au adus știința stelară antică la discreditul actual. Astrologia este prea vastă, atât din punct de vedere matematic, cât și din punct de vedere filozofic, pentru a fi înțeleasă corect cu excepția oamenilor cu o înțelegere profundă. Sri Yukteswar, din cartea Autobiografia unui Yogi spunea Un copil se naște în acea zi și la acea oră când razele cerești sunt în armonie matematică cu karma lui individuală. Cei care doresc această carte vor avea un link în descriere. Nu fac reclamă, ci pur și simplu vă ajut să vedeți care este cartea și este la alegerea voastră de unde o cumpărați. Horoscopul său so, acestui copil este un portret provocator, care dezvăluie trecutul său inalterabil și rezultatele probabile viitoare ale acestuia. Dar harta natală poate fi interpretată corect doar de oameni cu înțelepciune intuitivă, aceștia sunt puțini. Astronomia, matematica a avut o dezvoltare superioară în 3100 înainte de Hristos sau perioada neolitică care se încheie în Egiptul Antic. Într-o lume imperfectă nu ar trebui să respingem înțelepciunea cu înțeleptul. O remarcă sinceră, personală. Niciun horoscop general nu poate fi compatibil. Poate nu vă regăsiți deloc. De ce? În primul rând, aveți o hartă personală. Unii aveți o treime din fiecare semn zodiacal. Ca ascendent un semn zodiacal, luna în alt semn zodiacal, soarele în alt semn zodiacal. În plus, Orice tranzit personal este în funcție de poziția unică a planetelor în propria hartă. Pentru unii poate fi foarte benefic, pentru alții poate fi nefast. Ceea ce vedeți, auziți în media, este generalizare. Deci nu vă puteți identifica cu tot ceea ce vi se spune. Un horoscop zilnic general nu are nicio reacție importantă la nivel macro și științific, ci doar tranzitul personal zilnic. Voi decideți să vă cunoașteți pe voi, nu astrologul. Din momentul în care aveți capacitatea de a dori să înțelegeți astrologia, asta înseamnă că veți încerca să vă cunoașteți și să folosiți informațiile pentru a vă crea o viață mai bună trecând prin încercările vieții. Toate aceste lucruri vor fi dispuse pe acest canal poziții ale planetelor care se vor afla atât în tranzit cât și la voi în harta voastră personală pentru a vă înțelege. Dar combinațiile planetelor sunt total diferite, unice pentru fiecare. Omul este un suflet și are un corp energiile Universului sunt în deplină armonie cu Divinitatea Dumnezeu. Putem schimba orice și karma. De ce? Semințele karmei trecute nu pot germina dacă sunt prăjite în focul înțelepciunii divine. Remediile astrologilor sunt bazate pe spiritualitate prin repetarea unor mandre benefice și de protecție. Purtarea de anumite bijuterii, pietre prețioase, semiprețioase și nu în ultimul rând de metale, brățări de metale, aur, argint, cupru, care este un bun conductor de energie și chiar plumb folosit mai ales la cei care nu știu că au o afecțiune ascunsă a ficatului. Credeți-mă, vindecarea este dureroasă chiar dacă nu simți când ficatul tău nu e bolnav. Sfătuiți un bun astrolog, înțelept, vindecător prin metale. Ceva care va trebui să clarific. Biserica Ortodoxă a acceptat doctrina de reîncarnare în secolul al V-lea. Problema este că mulți creștini au crezut că reîncarnarea îl va face pe om să manifeste salvarea imediată. Adevărul este că reîncarnarea pe pământ va fi până când ajungi la conștiința Fiului lui Dumnezeu. Și chiar vă rog să mergeți la Matei 3 cu 15. Fiți atenți la diferențele de nume din Vechiul Testament și Noul Testament. Ca exemplu, Ioan Potesătorul și Isus sunt cunoscuți ca Elijah și discipolul Elișa, care a fost schimbat în traducere ca Eliseus de către greci. Isus de două ori l-a identificat pe Elijah, Elias ca Ioan Botezătorul. Tot ceea ce vedeți pe cărțile de tarot, cum ar fi roata, lumea, sunt cele patru evanghelii. Evanghelia lui Matei, omul cu aripi, Abraham, începătorul, Evanghelia Marcu, leul cu aripi, semnifică curajul, monarhia, Luca, bivolul cu aripi, reprezintă sacrificiul, și Ioan, vulturul, eternitate, cerul. Le puteți găsi și pe site-ul meu. De ce fac această introducere? Pentru că totul are nevoie de un studiu aprofundat și toate se leagă între ele. Fiecare are libertatea de părere, dar bazată pe un studiu. Această introducere este pentru a clarifica însemnătatea horoscopului și relația cu astronomia și spiritualitatea. Pentru că veni vorba de spiritualitate, de pe 8 februarie, Chetu, nodul sud, intră în Nakshatra, constelația este Nakshatra, Vișaca. Vișaca este conectată cu Jupiter, cu spiritualitate. Cum poți fi mai generos, bun, cum poți ajuta? Cei cu o planetă în Vișaca vor avea puterea de a manifesta tot ce își pun în minte. Este un atu pentru ei. Deci cei care aveți hărțile puteți vedea. Ce planetă o aveți în Vișaca? Chetu, nodul sud, este karma din trecut. Definiția karmei este acțiune și reacție, cauză și efect, semănat și secerat. Cu alte cuvinte, fiecare secret va fi spus. Fiecare crimă va fi pedepsită, fiecare virtute va fi răsplătită, fiecare greșeală va fi corectată în pace și certitudine. Vișa este semnul V, cunoscut de toată lumea de la masoni și multe alte organizații oculte. Acest V îți arată ceva care ia două direcții, una materială și una spirituală, care de fapt se întâlnesc în același punct. Luați ca exemplu credința lui Dumnezeu, multe religii cu un singur Dumnezeu. Deci de pe 8 februarie până pe 12 aprilie vom avea Nakshatra Vishaka în scorpion, după care, de pe 13 aprilie până pe 18 octombrie, va fi în balanță. Nu uitați că nodurile se mișcă în sens invers. Vreau să gândiți logic ce înseamnă zodia balanței când va trece în balanță. Pentru a vă da seama ce se va întâmpla, numai așa veți învăța despre voi și astrologie. Balanța este guvernată de Venus. Reprezintă căsătoria, parteneriate, relații, romantism, afaceri, comerț, mai ales piață, uniune, artă, muzică, rol public, lege, tribunal dispute Părțile corpului reprezentate de balanță sunt rinichi, zona pelvică, intestinul gros, cervix sau colul uterin, testicule, ovare, partea de jos a spatelui. Acum vă voi lăsa pe voi să încercați pe baza acestor informații ce se va despărți în ghilimele în general și din ce cauze. Această introducere va fi prezentă la toate semnele zodiacale. Pentru fiecare semn zodiacal vă rog să luați în considerare ascendentul și luna. În ce semn este luna? Pentru că aici va fi cea mai mare influență. Are o însemnătate mare și soarele, dar cea mai mare are ascendentul și luna. Nu uitați, sunt pentru cei care vă știți ascendentul, luna, soarele în astrologia vedică. Am explicat, puteți să găsiți acest lucru cu diferite aplicații. Fecioară! Aici aveți harta tranzitului. Numărul vostru este 6, vă reprezintește zodia. Iar aici avem din aprilie de fapt tranzitul, dar vă voi, voi explica în general ce se întâmplă. Fecioarele au Jupiter în pești, casa a șaptea. Asta înseamnă că veți îmbunătăți toate relațiile. Fie căsătorie, fie relațiile cu cei din jurul vostru, veți avea foarte mulți prieteni. Este ceva la care veți avea într-adevăr succes pentru că va aduce un aspect benefic direct la ascendent. Saturn în casa a cincea va tranzita și în casa a șasea. În casa a cincea aveți de-a face cu educație, romantism, casa a șasea, stomacul, bolile, dușmanii, datoriile, litigiile. Deci, gândiți-vă la ce obstacole puteți avea din cauza lui Saturn aici. Rahu în casa a opta, Va aduce niște întâmplări neașteptate în privința familiei, mama, poate chiar o moștenire. Orice mandră vă va ajuta în descoperiri bizare din casa opta. Și fecioarele au o intuiție extraordinară. Anul acesta au o intuiție extraordinară. Cei care aveți prieteni, deci nu mă refer la fecioară acum. Oricine altcineva vede acest videoclip îl vizionează. Este bine anul acesta, în grupul vostru de prieteni, să fie prezent o fecioară ascendent sau lună în fecioară. De ce? Au o intuiție foarte bună și atunci când vreți să ascultați un adevăr, chiar dacă lor însăși poate... Nu și o impun prea mult, să știți că veți auzi de adevărul pur. Deci asta este un sfat și pentru ceilalți. Saturn în casa a cincea, posibil să aveți de-a face cu ceva care. Uh, cu ceva probleme legate de un copil. Posibil chiar uh, ceva care se întâmplă la nivel internațional. Uh, Veți face donații pentru copii. Este acel ceva la care simțiți sentimentul de nemulțumire în fața unei societăți responsabile în fața copiilor. În același moment, Saturn în casa 5. -a, tot ce studiați cu Saturn în casa 5, a, a 5 -a, va fi folosit pe lungă durată. Încet, dar bun, și până la sfârșitul vieții. Tranzitul în casa a șasea. Cu siguranță aveți grijă de stomacul vostru. Fecioarele știu că întotdeauna au o problemă cu stomacul. De data aceasta să știți că într-adevăr veți avea probleme dacă nu veți accentua mai mult uh, o grijă anume pentru stomacul vostru. Poate fi din cauza stresului, poate fi din cauza muncii. Aici veți avea foarte mult de lucru, mai ales din aprilie și după. Rahu în casa 8 poate aduce o schimbare majoră în ceea ce face și posibilitatea de a face bani. Aici sunt, într-adevăr, veți face banii nevăzuți sau banii ascunși, fără taxe. Cei care nu vor fi văzuți de autorități. O părere personală. De ceea ce se întâmplă aici, fecioarele pot face mulți bani fără să spună. Deci fără să facă valuri, pur și simplu vor fi ajutați. Este un fel de recompensă a Universului din ceea ce au trecut acum sau mai bine zis în aceste 18 luni, când a fost chetu și Rahu axa respectivă. Acum se ameliorează totul și încearcă să-i ajute să iasă la suprafață, să fie plătită, răsplătită munca lor. Veți fi foarte activ social, poate veți ocupa un loc important într-o organizație. Uh, vor... Mulți dintre voi veți învăța și veți preda în același timp foarte multe lecții, pentru că aveți și aspectul lui Jupiter în ascendent. Remediile pe care trebuie să le aveți aici cu Rahun, Casa 8, Aum, Dumdur, Gaia, namah Iarăși feminitatea infinită împotriva negativității. O veți avea pe mai vlog. În plus, Jupiter în Casa 7 este căsătorie. Poate fi și o expansiune într-o afacere, nu neapărat căsătorie, poate fi o afacere, un parteneriat, pentru că poziția lui Jupiter este excelentă, aspectează pozitiv planetele, toate planetele malefice. De ce? Pentru că l-am pe Rahu aici, l-am și pe Saturn aici. Și diminuează într-un fel influența lor. Deci, cu alte cuvinte, orice colaborare vă va aduce resurse financiare cu siguranță Jupiter aici va aduce prieteni noi și o poziție importantă într-o organizație internațională pentru că aveți de a face cu aspectul 7-11. Jupiter este în pești, într-o semn de apă. Aspectul care merge la același semn de apă îl aveți în casa 11. Și aici înseamnă că veți lua bani, veți avea finanțe, și în același moment aspectează casa a treia comunicare. Iarăși, pentru că este scorpion. Jupiter se află într-o zodie de apă și va influența, va aspecta, de fapt, cele trei case. Și, bineînțeles, că va aspecta și ascendentul în direct. Ascendentul este a șasea poziție de la casa a opta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am spus-o, poate am spus-o precedent la celelalte zodii. Întotdeauna vă uitați la pozițiile pe care le avem. Rahu aici este în casa 8 și este poziția 6 față de ascendent orice planetă în poziția 6, a 8 -a opta sau a 12 de la ea însăși este malefică. Uneori aveți planete care vă ajuta și vă face o poziție bună. Dar fiți atenți întotdeauna la aceste poziții, mai ales când este vorba despre nod, nodul lunii, Chetu și Rahu. Deci Rahu în casa 8 -a, Casa cercetătorului, ocultului, moarte, sex, necunoscut, vor ieși la suprafață multe lucruri. Depinde de fiecare și în ce domeniu. Cu Saturn, într-o scurtă perioadă în casa a șasea, poate fi vorba de mai multă muncă în domeniul unei cercetări, pentru că ai de-a face cu Rahu în casa a opta. Deci, veți avea foarte multe oportunități. Este un fel de avăcere să vă faceți un program pentru că veți avea foarte mult de lucru, multă muncă. Este bine să echilibrați efortul pe care îl veți face în muncă, mai ales cu aspectul acesta lui Jupiter aici. Aici o, o să râdeți. De ce? Pentru că Jupiter este în casa șapte. Voi munciți foarte mult aici și în momentul în care... Vă dedicați unei munci. Posibil să fie online. Jupiter vă arată aici că pur și simplu stați foarte mult pe un scaun și aveți tendința de a uh, mânca orice este în jurul vostru. Deci, va trebui să vă controlați într-un fel sau altul tendința de îngrășare. Jupiter aduce expansiune în toate. Deci poate fi și expansiunea corpului. Bine, suntem oameni, este normal, decizia este a voastră dacă doriți să fiți un pic mai grăsuți. Așa, dar dați vina pe Jupiter și nu-i nimic. Asta este. De ce pentru că întotdeauna, atunci când aveți foarte mult de lucru, poate nu faceți o activitate fizică. În... Și un alt lucru aș vrea să spun că feceara întotdeauna este perfecționistul. Deci întotdeauna va fi un obstacol în fața celorlalți, pentru că dorește să facă lucrurile așa cum trebuie. Rahu va aduce evenimente neașteptate în privința tatălui până pe 12 aprilie, sau poate că aveți de-a face cu ceva legat de tată, posibil o moștenire, după care tranzitul acesta va aduce o mare transformare. Posibil în munca voastră, posibil cu studiile voastre, posibil să mergeți să studiați ceva mult mai vast, mult mai uh, puternic. Ceea ce am spus și la ceilalți, de pe 11 august până pe 6 septembrie să nu faceți sau să nu luați nicio decizie de căsătorie atunci când Venus este retrograd sau chiar o decizie într-o afacere sau legat de o casă proprietate pentru că um, ba Venus guvernează balanța și taurul, iar voi aveți balanța în casa a doua proprietate, pământ și casa și taurul aveți în casa A9, -a, legat de studii superioare. Deci posibil să vă aducă și acolo ceva. Și încă ceva, să fiți foarte atenți pe ce cheltuiți atunci când doriți într-adevăr să studiați, dacă se merită să dați acei bani sau pur și simplu îi pierdeți. Cei care vor dori într-adevăr să studieze peste hotare, posibil să se hotărască înainte de aprilie sau uh, aspectele planetelor cu ascendentul este schimbarea locației, fie în termen de uh, carieră, cei care lucrează online de acasă, poate fi o schimbare de casă, deci relocare, fie într-adevăr multe călătorii pe tema serviciului. Deci cu asta, bineînțeles că... Relațiile vor avea puțin de suferit. Nu veți fi perfecți în asta. Fiecare are și pozitiv și negativ. Saturn în casa a șasea, atunci când va fi aici în casa a șasea, pentru că m-am adus aminte, în momentul în care este în casa a cincea și merge în casa a șasea. Posibil, acele probleme pe care le aveți între romantism, relații, comunicare... Uh, uh, vă aduc multe probleme zilnice în munca pe care o prestați. Iar că tu, în casa a doua, cred că vor fi, va fi o problemă în general, poate și pentru familie sau pentru cei din jurul vostru sau poate resursele pe care le aveți cu mâncarea sau mâncarea propriu-zisă, gătitul, resursele. Aici, pentru a îndepărta orice tip de obstacol, este bine să faceți mandra lui Ganesh. Cei care au comandat harta, cred că au acolo ceva unde pot să vadă exact despre Ganesh. Pentru a elimina obstacolele respective. Deci, Fecioarele sunt foarte bine aspectate anul acesta dacă într-adevăr își vor programa ceva și vor încerca să meargă, mai înainte, înainte, să meargă înainte și uh, au o intuiție extraordinară. Deci bazați-vă pe intuiția voastră anul acesta pentru că va fi foarte bună. Deci... Vă doresc un viitor strălucit și o sănătate bună. Vă mulțumesc din toată inima. La revedere. Ne auzim.